Bună seara, dragi telespectatori ai emisiunii Culart. Dacă lumea artei în general ne aduce provocări, dacă lumea asta în care încercăm să, dacă putem spune așa, să ciugulim câte un pic de cultură, este mare, este frumoasă, în această lume există și oameni care fac mult mai multe lucruri decât această plantare de sămânță. Printre acești oameni se află și invitata mea din această seară. Și am să-i spun bună seara și am să o rog să se prezinte singură ca lumea să știe despre cine este vorba. Bună seara, bună mulțumesc seara. Foarte mult pentru invitație. Simona Neagu, sopran la Opera Națională din București. Eu de obicei în interviul pe care le am și vă mulțumesc că ați acceptat invitația, am o întrebare formată din trei elemente. Cine sunteți, de unde veniți și ce faceți? Simona Neagu, om simplu care a abordat arta prin împrejurări deosebite, trasate de destin, să spunem, și spre căutări, performanță și realizări care să mulțumească spiritul. Când v-ați dat seama că lumea asta a operei și, în general, lumea artistică este cea care vă va defini ca și personalitate și, în general, ca și carieră, dacă putem să ajungem și la punctul ăsta? În momentul în care am început să fac muzică și n-am mai putut renunța la cursurile de canto, n-am mai putut vedea un alt drum paralel sau să se întretaie cu acest drum, atunci mi-am dat seama că nu pot face altceva decât drumul ăsta trasat sau cumva descoperit cu ajutorul destinului. A fost un drum până în momentul de față, în momentul în care noi stăm de vorbă, a fost un drum lung? A fost un drum plin de urcușuri și coborâșuri? Sau ați avut șansa, ca să spunem așa, să aveți un drum lin până la momentul la care noi stăm de vorbă? Cred că a fost un drum lin și spun, au fost lucruri ușoare, lucruri grele, dar lin, uitându-mă înapoi, prin prisma faptului că toate au fost așa cum trebuiau să fie, luat de la zero, crescut, pas cu pas până la a deveni artistul de astăzi, da. Noi avem un prieten comun care mie mi este foarte drag, doamna Evelin Maria Croitoru. Datorită dumneaei am ajuns să ne cunoaștem și vreau să vă spun cu toată sinceritatea pe care pot să o am în momentul ăsta că mă bucur foarte tare. De ce? Am să și argumentez. Într-o mare de comercial, de mercantil și de lucruri poate lipsite fără valoare, în opera română și cu ajutorul dumneavoastră încă se mai poate face lucrul de calitate. Și eu zic că asta contează. Este greu să faci lucruri de calitate în condițiile în care noi trăim acum din punctul ăsta de vedere al artei și al valorilor până la urmă. Da, în ziua de astăzi e un pic mai greu, dar cred că trebuie să ținem cont de ceea ce ne dorim, de ceea ce ne face să ne simțim bine și dacă parcursul e cel adevărat și care a dus la împlinirea noastră, cred că asta contează cel mai mult. Sunt, ca în toate domeniile de altfel, lucruri care se pot obține foarte ușor, dar cred că rămân la fel de ușor în urmă și nu au o greutate și lucrurile cu adevărată valoare pe care le iei ușor, ușor, le crești tu ca artist, ca ceea ce vrei să faci, cred că alea rămân și alea sunt cele mai valoroase. Și acum următoarea întrebare ar fi așa, credeți că în momentul de față, în muzica pe care dumneavoastră o păstoriți, dacă pot să spun așa, cu toată dragostea, Există și mercantil sau există doar valoare? Pentru că nu toată lumea știe lucrul ăsta. Toată lumea ascultă muzică clasică, toată lumea merge la spectacole, la Opera Română, la Ateneu,
Dar în spatele acestor lucruri există și aici acest, să spunem, risc de mercantilism și de chici? Dacă... Din păcate, da, există. Dar există și la fel există și valoare, doar că lucrurile astea, valoarea foarte... Cred că au ajuns foarte puțin să o caute și să mulți se îndreaptă spre mercantilism, exact cum spuneați, din păcate. Iar valoarea muncește un pic mai mult pentru apropo valoare. Apropo de ce vorbeam mai devreme. Și da. Da, da, e un drum mai bătătorit, dar cred că cu satisfacții mult mai mari decât, orice decât partea aia. Da, exact. Apropo de satisfacții. Care este cel mai drag sufletului moment din cariera dumneavoastră care v-a făcut să mergeți mai departe și să nu renunțați, pentru că sunt convins că la un moment dat au existat, ca în orice altă activitate, ca în orice alt suflet de om, au existat momente în care ați avut senzația că trebuie să renunțați. Dar care a fost momentul cel mai drag și care v-a ajutat să nu renunțați la ceea ce faceți? Aveți perfectă dreptate, au fost două momente... iar ceea ce m-a făcut să merg mai departe a fost soțul meu, care nu pot să ascund faptul că familia în viața mea este un echilibru și nu pot să-mi închipui, de fapt nu pot să văd meseria fără familie, familia fără meserie. Mulțumesc lui Dumnezeu, cred că a fost îmbinarea perfectă. Poate sunt printre cei norocoși, faptul că așa a fost să fie de la început și s-a îmbinat perfect, iar soțul mi-a fost alături. El a fost cel care m-a făcut să merg mai departe. Într-adevăr, au fost două momente în care... De cumpănă și am spus că voi renunța, și dar... am mers mai departe și bine am făcut. Eu vă felicit că n-ați renunțat, pentru că până la urmă Opera Română ar fi fost mai păgubită. Și acum am o altă întrebare un pic mai personală. Vă completați? Perfect. Este foarte frumos ca în viața noastră, fiecăruia dintre noi, partenerul de viață, cel mai important om de lângă noi, să ne poată completa. Și asta vă spun și eu din propria experiență și eu îi mulțumesc și eu lui Dumnezeu pentru că am lângă mine un astfel de om. Aș vrea să ne spuneți două, trei cuvinte despre soțul dumneavoastră, pentru că mi se pare la fel de important și acest aspect. De ce? Pentru că nu toată lumea știe că tot în același domeniu muzical își desfășoară și domnia sa activitatea, dar un pic mai special. Și am să vă rog pe dumneavoastră să ne povestiți. Da... Ce pot să vă spun, uitându-mă înapoi, ca și mine, soțul meu a parcurs toți pașii posibili și imposibili până la devenirea de astăzi. De aceea, adică o asemănare perfectă a drumurilor, și eu și el, când, să zicem, era punctul zero, un punct neutru, și de acolo am crescut fiecare în domeniul lui. Soțul meu este inspectorul muzicilor militare din România. Într-adevăr, o carieră muzicală a dezvoltat până în momentul de față, fiind dirijor prim la muzica reprezentativă a armatei, după aia șeful reprezentativei, iar în ziua de astăzi inspectorul pe muzici militare din țară. Ce pot să vă spun e că e o repetare, pas cu pas și-au construit devenirea și nu s-a abătut de la ceea ce știa că are de făcut și cu tot ce înseamnă calitate și cu greutățile de rigoare, cum vorbeam mai devreme, și coborâșurile și urcușurile. Da, da. Este, de asta spuneam, de asta v-am și întrebat apropo de completare, pentru că din experiențele cu cei din jurul nostru, pe care îi vedem în fiecare zi, în momentul în care două persoane sunt unul pe un drum și unul pe un drum, lucrurile funcționează până la un anumit punct.
dar din punctul ăla se rupe filmul și nu mai poți să întorci înapoi lucrurile ca să poți să fii un singur corp, cum s-ar spune. Și contează foarte tare. Contează foarte mult pentru că e un... Îți dă un echilibru, mm-hmm. adică după mine, în viață, totul e un echilibru. Și dacă nu ajungi să fii conștient, că nu din start avem poate echilibru despre care vorbim. Și dacă nu ajungem să fim conștienți că echilibru e cel care ne face, practic, să mergem mai departe, să căutăm lucrurile frumoase, deci e și un noroc, o da, mâna putem destinului. Spune că e o mâna destinului. Și o... Iar în cazul nostru, sincer, am crescut împreună în meseriile noastre și am muncit fiecare, adică n-am sărit niciun pas, nicio etapă, totul și de aici și mă refer la întrebarea de mai devreme, uh-huh. apropo de drumul lin. Faptul că am mers și am urcat treaptă cu treaptă. A contat. A contat, da. Care a fost primul dumneavoastră spectacol în care ați apărut pe scenă ca prim solist? Don Giovanni a fost primul meu spectacol, de fapt, și a fost etapa a treia de... Pe vremuri se făceau mm-hmm. concursuri la operă, erau trei etape, iar a treia etapă era... un rol cu orchestra pe scenă și abia după aceea erai angajat sau da, nu, da, în funcție de performanțe. De performanțe, da, da. Și cum a fost? A fost un succes. Am debutat cu rolul Dona Elvira. Pe vremea aceea era director Maestru Șpis, Dumnezeu să-l ierte, și dânsul a văzut în mine nu numai vocea și artistul. Și prezența scenică și artistul și tot. Și artistul, da, asta ulterior, mm-hmm. după ceva ani, mi-am dat seama într-o discuție cu dumnealui. Trebuie să vorbim puțin de momentul Ludovic Șpis din cariera dumneavoastră, pentru că a fost un moment foarte important. Pentru mine, da. Pentru că... Și cum a fost acest parteneriat, dacă pot să-i spun, între dumneavoastră și domnia sa? Un om de altfel de o eleganță deosebită și un om cu o cultură destul de rasată, dacă putem spune așa. Lăsând la o parte meseria, mm-hmm. era într-adevăr un om deosebit, în sensul că știa să dialogueze absolut cu oricine, indiferent de nivelul omului. Și asta eu personal am admirat foarte mm-hmm. mult la dumnealui. Știa să discute și cu femeia care venea să șteargă praful în birou, știa să discute și cu ministru care venea să ceară anumite. De asemenea, știa foarte bine să-și elogieze colegii de scenă și cei cu care a avut contacte și care au însemnat mm-hmm. la rândul lor ceva pentru dânsul. Da, e din punctul ăsta de vedere, iar ca artist nu mai vorbim o valoare. Eu zic că în România așa acum poate am dreptate, poate nu. Și i-ați prins și dumneavoastră în cariera de până acum, i-ați prins pe mulți dintre ei. Și vorbim și în muzica clasică, în operă și în general tot ce înseamnă valoare în România. Noi am avut foarte mulți oameni de valoare. Foarte mulți oameni de valoare pe care la momentul, din păcate, și aici este o cutumă a societății, nu numai la noi, dar la noi o vedem pentru că din păcate asta e realitatea. În momentul dispariției fiecărei valori de care discutăm, care nu mai sunt printre noi, rămâne un gol. Exact. Și abia atunci ne dăm seama de greutatea omului care a existat. Și e păcat. E păcat, da. E păcat. Rămâne un gol și abia după aceea în multe cazuri după aceea realizăm, da. De asta păcate. Mă bucur foarte tare eu, unul, că în cadrul acestei emisiuni am avut onoarea să cunosc oameni de-a lungul perioadei, oameni care sunt lângă noi și pe care, într-un fel sau altul, poate lumea i-a uitat, poate lumea nu i-a cunoscut îndeajuns, dar mă bucur foarte tare că vin și stau de vorbă cu noi ca lumea să-i vadă. Și acum vreau să vă mai întreb un lucru. Cum vedeți dumneavoastră cultura românească acum, în 2019? Cu tot ce înseamnă. Literatură, teatru, film, operă. Cum o vedeți?
din punctul dumneavoastră de vedere al omului de, de artă. Da, poate noi suntem un pic, avem alte targeturi, avem, nu știu, avem alte, am avut alte valori. Undeva la mijloc. Se pot face multe lucruri frumoase, doar că după mine trebuie căutat mai mult valoarea, apropo, și nu mercantilismul. Exact, exact. Valoarea, iar, dar, repet, valorile, nu știu, modelele. Mai avem modele? Foarte puține, foarte puține. Și, din păcate, poate că e o responsabilitate a noastră, pentru cei mai tineri, ca să cumva să le deschidem ochii spre anumite modele, dacă nu sunt sau sunt foarte puține, măcar să le dezvoltăm pe alea care au fost modelele reale și să le aducem înapoi în lumina rampei. Să le aducem în actualitate, să facem niște parcursuri a unor vieți și așa deci e. Depinde de noi cumva. Depinde până la urmă de fiecare în parte. Și acum, întorcându-ne un pic la munca dumneavoastră, mi-a șoptit-o cineva la ureche că ați jucat într-o Traviata de zile mari. Cum a fost? Este unul din rolurile mele curente, încă. Ce pot să vă spun? Iubesc enorm rolul ăsta și pentru rolul ăsta, pentru a-l obține, există un parcurs pe care l-am, din fericire, l-am urmat. Și apropo de maestru Spis, întotdeauna când ești foarte tânără, vreau să fac. Da, e avântul ăla al tinereții. Iar eu nu vă ascund faptul că și eu am bătut din picior, vreau să fac rolul ăsta. Maestru Spis m-a bătut pe umăr, drăguță, stai liniștită, îl vei face, dar toate la timpul lor. Uite, ia-ma ta, cum faci? După ce am intrat, am făcut și alte roluri, evident. Mi-a încredințat la un moment dat să debutez în rolul Marguerite din opera Faust de Charles Gounod. Și abia după aia urmează și ăsta, dar nu sărim etapele. Deci am avut noroc din punctul ăsta de vedere. Rolul Violetei din La Traviata de Giuseppe Verdi este un rol fantastic de frumos, dar și fantastic foarte greu. E cununarea oricărei soprane, să zic, de la soprană lirică, lejeră, dramatică, cu agilități, să includem și sopranele de coloratură, cu toate că e un rol care nu prea duce înspre coloratură. Da, necesită asemenea veleități în prima, în primul act, după aia totul decurge spre dramatism, spre genul de lirică plină, cu agilități. Și am avut norocul să și aici să-l pot face și să-l pot face bine, pentru că poți să-l faci o dată, de două ori și gata, dar este exact ca întreatul, dacă îmi permiteți, în momentul în care îl faci o dată, îl faci de două ori și a treia oară spectatorul te simte că ceva nu e în regulă cu tine, deci deja te minți pe tine. Da, da, deși la noi la fel, la fel. Ei, și aici, apropo, dacă noi căutăm, nu? Căutăm să ajungem la spiritul personajului. Esența și, lui. Într-adevăr, școala veche, sau cum am învățat eu, am întotdeauna când abordez un personaj, te duci la origini, te duci la roman, te duci la mit. Și de acolo pornim până ajungi să înveți notele. În primul rând trebuie să-ți creionezi, să-i dai naștere personajului ca unui copil. Să intri în el până la urmă, că dacă n-ajungi să te contopești cu personajul, nu-l înțelegi. Nu-l înțelegi și nu poți să transmiți emoția, nu poți să creezi povestea. Ori asta e cel mai important. Dacă nu ai creat povestea, și apropo de, iarăși, de anumite momente care mi-au făcut plăcere, cel mai drag, deci după echilibru care trebuie să existe în viața noastră, cel mai drag lucru, ce poate fi decât, eu știu, când vin oameni la tine în culise, cu lacrimi în ochi și povestesc ce i-a impresionat sau cât de mult sau
au intrat în poveste. Cum, da, și acum mă tremur, cât de frumos sau cât de bine am simțit momentul respectiv. Na, și sunt momente încărcate de energie, evident că ne dorim de la început până la sfârșit. Să avem astfel de momente, dar se întâmplă la un moment dat în carieră, mai există și momente care nu. Dar până la urmă, esența unui artist, indiferent că vorbim de dramatic, de teatru, de operă, indiferent, este spectatorul. El este cel care ne poate ridica, el este cel care ne poate coborâ, până la urmă. Da, așa este, dar depinde și flacăra pe care tu o întreții, că dacă ai flacăra și adică nu se poate să nu transceadă dincolo de scenă. Da. Așa este. Înainte de final, pentru că mai avem exact 2 minute și ne vom opri cu interviul, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj celor care se uită acum la dumneavoastră, făcând abstracție de mine. Eu nu mai sunt aici după această întrebare. De ce, și îmi cer scuze că spun trebuie, de ce trebuie să vină lumea la operă? Trebuie să vină lumea la operă pentru că numai așa poate descoperi energia muzicii, energia în timp real, emoția reală și povestea care se poate construi și ajunge la inima spectatorului. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru aceste 25 de minute de stat împreună. Vreau să vă doresc, de fapt nu, eu nu vreau să vă doresc nimic, vreau să vă doriți dumneavoastră singură ce vreți dumneavoastră, dar eu îmi doresc ca scândura de la Opera Română să vă țină acolo foarte mulți ani de acum încolo. Cât e nevoie, nu mai mult, cât e nevoie și cât putem face lucrurile să meargă frumos. Să fie exact la aceeași calitate. Că așa este. Așa e. Vă mulțumesc mult de tot. Și eu vă mulțumesc. Și să aveți parte de tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. Mulțumesc mult asemenea. Dragi telespectatori, opera, muzica clasică în general, este, așa cum spunea cineva la un moment dat, este pansamentul sufletului. Luați-vă acest pansament în fiecare zi, măcar pentru 5 minute la voi acasă, dacă n-ajungeți la operă, dar mergeți și la operă, pentru că aveți Traviata, aveți Faust, aveți multe alte lucruri și multe alte povești în care vă puteți regăsi într-un fel sau altul.